Din punctul nostru de vedere, aici la Rimini, piața italiană de turism, Mamaia Constanța e o destinație privită foarte bine și respectată totodată. În aceste prime 2 zile am avut mai multe întâlniri cu operatorii italieni și companii de turism interesate pentru a aduce turiști din Italia către Mamaia și Constanța. Foarte mulți italieni știu deja despre stațiunea noastră. Totodată, generația tânără care a auzit tot felul de istorisie și povestioare despre litoralul românesc este interesată ca la un moment dat să vină la Mamaia, la participa la festivaluri, la evenimente și, de ce nu, la marea distracție a verii care se întâmplă an de an pe litoralul românesc. Așadar, după primele 2 zile, noi suntem mulțumiți. Am avut peste 30 de întâlniri cu companii doritoare de a aduce turiști. Totodată am avut întâlniri cu blogger și influencer și reprezentanții companiilor media, care pe viitor vom avea colaborări în publicitate în piața italiană și de ce nu mai suntem interesați încet, încet să construim și niște pachete turistice cu începere de la 1 mai și până la finalul lunii septembrie, pentru a pune în contact direct cu hotelierii, cu transportatorii, cu proprietarii de restaurante și cu cei care organizează excursii de o zi în zona rurală, istorică și viticola județului Constanța. Așadar, târgul merge înainte, Mamaia Constanța este bine reprezentată, materialele noastre de prezentare sunt apreciate și sperăm ca în anii viitori să avem o creștere a turiștilor italieni în stațiunea Mamaia și în orașul Constanța.